urez bine ați revenit la Medjidia. I tell you welcome back to Medjidia. Pentru cei care au venit prima dată anul acesta, vă urez bun venit în Medjidia. For those who came for the first time this year, I tell you welcome to Medjidia. Și vă asigur că o să mai doriți să mai reveniți. And I want to assure you that you will want to come back to Medjidia. Pentru că Medjidia e un oraș deosebit. Prin diversitate culturală, multiculturală de fapt, religioasă, este un exemplu care e dat de fiecare dată în întreaga lume. Prin arta pe care dumneavoastră cu onoare o reprezentați și tablourile dumneavoastră sunt, să spun, simboluri. Municipiul Medjidia devine din an în an, prin aceste lucrări ale dumneavoastră, mai bogat. A 15-a oară Medjidia își întâmpină prietenii deja, unii dintre ei prieteni vechi, așa cum spunea Feridun, s-a întors acasă, pe mine m-a impresionat foarte tare, un artist din Cipru de Nord să vină și să vorbească românește, pentru că el aici se simte acasă. A 15-a oară Medjidia reîncepe acest eveniment, un eveniment de mare calitate, un eveniment în urma căruia nu rămân doar amintiri, un eveniment în urma căruia rămân lucrări de artă ce se vor adăuga colecției ce numără aproape 600 de piese. Să nu uităm, 600 de piese semnate de artiști celebri, unii dintre ei nu mai există. Avem lucrări de Teodor Morar, de Sălișteanu, de lucrări de foarte mare valoare, atât culturală cât și materială. Tabără de pictură, înseamnă pentru Medjidia cu adevărat un eveniment social, în primul rând, pentru că eu consider că întreaga comunitate a orașului este interesată de ceea ce se va întâmpla aici, în acest interval bine definit. Cooptarea artiștilor în această echipă participantă la cea de-a 15-a ediție este interesantă pentru că realizează o îmbinare armonioasă între Orient și Occident, așa cum mi-a plăcut întotdeauna să afirm, pentru că mereu organizatorul direct, care a fost și este Mircea Costea, a avut grijă de acest lucru, un lucru care pe mine mă bucură, pentru că întotdeauna am pledat pentru tot ceea ce înseamnă prezența Orientului în sufletul românesc, cu atât mai mult Dobrogea, dar nu numai, pentru că înțelepciunea, frumusețea și savoarea Orientului și-a pus amprenta asupra întregii noastre culturi și îmi face plăcere să redescopăr acest lucru de fiecare dată când particip la o expoziție, la o manifestare culturală. Prin urmare, cu toții vom aștepta finalul, vernisajul, lucrările care se vor adăuga patrimoniului cultural al orașului.